Hai noroc și bine am găsit la un nou videoclip din Far Cry Primal. Înainte de a începe episodul, oameni buni, nu uitați, dacă vă place genul ăsta de content, să cocoșați acolo butonașul de like. De asemenea, dacă sunteți noi și vă plac tipul de videoclipuri pe care le vedeți la mine pe canal și tot ce vă oferă vouă, să apăsați și voi pe butonașul de abonare acolo. De asemenea, clopoțelul e foarte, foarte important, pentru că deja YouTube are o problemă gravă cu notificările și ați văzut și voi cu comentariile, așa că îl puteți resuscita voi într-un oarecare fel prin clopoțel și v-aș rămâne complet recunoscător dacă ați face treaba asta. Bun, hai să nu ne mai lungim cu vorbărea, să trecem direct la episod, pentru că vreau să facem progres în joculețul ăsta. Suntem abia pe la început, deși ne jucăm de vreo 3 episoade, cred, cam așa, și vreau să mai avansăm. Ce avem astăzi de făcut? Aici am rămas ultima dată, dacă bine țin eu minte. Harta nu e destul de... adică nu e descoperită nici pe jumătate. Văd că avem aici câteva chestii. Am văzut că am avut și un event pe lângă, dar aparent se terminase. Cred că asta e misiunea principală. De asemenea, bun, cred că pot să iau în partea asta în sus. Pot să mă duc să descoper și locațiile, două dintre ele, și la final mă duc aici pentru că vreau să ne luăm și noi animal, să ne îmblânzim animale, cred eu că ar fi tare. Pe drum o să mai vreau să culeg resurse pentru că stăm foarte prost cu astea. Trebuie în special bețe, dacă aș mai omorâ și niște animale ar fi. Wow. Ce ești tu? Nu știu ce e chestia asta, dar cred că e un animal din ăsta rar. Cred că e un animal din ăsta rar. Stai cu minte. Bun, pentru că lăsau urma aia de... un fel de... lăsau o urmă după el. Uite, observați și voi, un fel de fum așa după el. Și prin asta ne dăm seama că e animal rar. Pe aici nu putem să coborâm, că ne trebuie un fel de din ăla de cațări pe munți. Am nimerit-o? Am luat-o. Stau prost cu săgețile și nici nu prea pot să mai craftez, pentru că nu aveam... Wow! Mamă, ăsta ne atacă! Wow! Nu știam că pot să ne atace tipul ăsta, așa că trebuie să fim atenți la el. Ne atacă ciuca și băieți. Ia uite-l și pe ăsta. Headshot direct. Bun, vreau să mai încraftez săgeți acum, că am mai putut lua bețe. Singura chestie care îmi lipsesc pentru săgeți sunt bețele. În schimb, nu știu exact ce mai conține, adică care e rețeta exact de crafting, doar bețe pentru săgeți. Dar luăm în drum spre misiune, luăm tot ce găsim. De asemenea, nu știu unde e căprioara. Tu stai cu minte, nu fă d-astea cu mine. Nu știu unde e căprioara pe care am văzut-o și în care am țintit. Că știu că am tras în ea și ar trebui să o avem pe aici. Mă urmărește careva. Ok. Foarte mulți prădători. Se vede că suntem în preistorie și toată lumea practic ne vrea rău. Dar e interesant, îmi place jocul. Ulețul de mor. Vino în coa, unde fugi? Alo? Da. Clară treaba, îl căutam mult și bine. E foarte mișto modul ăsta de vânătoare, așa că vezi prin boschet și așa, și chiar îmi place super, super mult. De asemenea, vreau să mai fac niște săgeți și îmi lipsește lemnul. Uite, pot să iau de pe aici așa. Bun, mai pot să mai iau ceva de pe aici. Hai să ne uităm pe minimap un pic. Pentru că am descoperit eu location, nu, am trecut de locația asta fără să o descoper, ok, dar pot să o descoper pe asta de lângă mine. Nu-mi plac semnele astea de întrebare pe hartă și chiar îmi place să fie explorată toată, să zic așa, și să iau tot ce se poate de pe ea. Chiar dacă sunt misiuni secundare, chiar dacă o să întârziem și să dureze un pic mai mult jocul, să fie acolo. Bun, Beastmaster, trebuie să găsim, mamă, n-am apucat să văd, scria ceva de genul că trebuie să găsim... liderul grupului de lup și să-l îmblânzim. Ok. Bufnița, putem să chemăm bufnița, putem să targetăm inamicii. A, și merge și chestia cu Hunter Vision-ul și pe bufniță? Pe bune? Mamă, chestia asta e destul de tare. Bun, și acum ce trebuie să fac? Să chem bufniță? Ok. A, trebuie să mă duc mai în față, ok.
stai să mă orientez un pic pe minimapă, că așa e cel mai și cel mai bine, dar nu-mi dau seama exact în partea asta o fi oare. Probabil trebuie să găsim ceva zonă din asta în care găsim haita de lupi și teoretic noi trebuie să îmblânzim șef. Trebuie să omorâm. Ia stai, putem să apelăm la bufniță din nou. Îmi vine mereu să zic vultur, nu știu ce. Ok, deci văd că avem și 3 din ăștia pe care ar trebui să-i omorăm. Dar nu ne facem probleme că suntem ași la așa ceva. O să iau pe aici așa frumos. Headshot. Bom, și cu tine. Și mai era ceva? Nu mai era nimic. Mamă, câta bătălie au fost aici. O să vreau să-i... Ok. Să iau toate itemele de repod de pe ei. Ăsta e lupul, cred, pe care o să-l luăm noi. Ok. De pe Q putem să craftăm bait. Ok. Bun. Avem urme cu sânge pe care ar trebui să le urmăm ca să ajungem, cred că, la haita de lupi. Hai să vedem. Ok. Deci pe aici și cred că este. Dacă cam atacă pe aia. Wow, ce e asta? Mamă, ăsta e ăla mare care... Ăsta e ăla mare care ne-a lovit pe noi data trecută. Trebuie să fim precauți la el, că aparent... poate să intre noi și ne dă ciucașul peste ochi. Wow. Bun, cred că prin partea asta ar trebui să ducă urmele. Oare trebuie să cobor aici? Avem și location discover. Am descoperit și locație totodată. Cred că văd pe aici urme în față. Ok, deci putem să baituim animalele sălbatice. Craftăm baitul. Am făcut deja asta. După aruncăm ușor baitul și ne apropiem. Lăsăm animalele să mănânce, ne apropiem încet de ele și le facem animalele noastre propriu zis. Hai să vedem cum funcționează. Cred că ăsta e ursul la care trebuie să avem noi grijă și dacă îi dăm așa el mănâncă. O, cu minte Azorel. Dar cine e băia bun care ascultă de noi? Mamă, deci aparent noi avem o abilitate din asta mai ciudată prin care animalele ascultă de noi. Bun. Bun, deci putem să punem și să-și atace animalele. De asemenea, putem să le dăm target, putem să le chemăm la noi și când, în momentul în care animalul e rănit, putem să îl hrănim așa cu carne, să zic, și își face înapoi viața, iar dacă o să moară, putem să-i dăm revive din meniu pe care îl găsim pe B. Wow, câte putem să le luăm? Putem să le luăm pe toate. Mamă, câte sunt! Wow, jaguar, urs, mamă, îți dai seama să ai un urs din ăsta, pin, prin ei, n-ai treabă, ești nebun. Dar cine-i băia cu minte? Cum îi punem nume? Dacă vă mai uitați până aici, spune și voi cum vreți să-i punem nume în comentarii. Și am mai făcut un skill din ăsta. Skill point-urile încă nu știu pe ce să le pun. Îmi dă o din asta de heal în plus? Bă, hai să punem pe chestia asta. Asta îmi reface viața când alerg. Nu știu dacă mă ajută neapărat să văd plantele pe minimapă. Chiar nu știu. Văd că mi-a deblocat și chestia asta de Beastmaster. În care nu știu exact. Ok, am înțeles. Băi, interesantă treaba asta cu skill-urile. Chiar mi se pare foarte, foarte faină.
Bun, deci aparent dacă dau click dreapta și dau G, pot să pun animalul să atace în locul meu și trebuie să facem chestia asta. Trebuie să omorâm niște udam din ăsta, dar cu animalul. Totodată îl testăm. Nu știu cum îl chem exact, de pe alb pot să-l chem? Da, de pe alb pot să-l chem și vine după mine. Asta e tare. Și avem aici niște udami pe care o să îl punem pe Azorica să-l omoare. Noi o să privim totul din urmă, din umbră, să vedem cum se descurcă. Oh, băiatule, ești nebun, fără drept de apel. Nu i-a dat o șansă Azorica la asta. Bravo, băiat. Așa, și-ai dăm practic mâncare și refacem viața. Mamă, interesantă treaba asta. Bravo, good boy, good boy. Good boy, good boy. Bun cățel, bravo. Mamă, deci o să ne facă treaba mult mai ușoară de acum încolo. Da, n-o să comentez nimic despre faza aceasta. Tu îți dai seama să-ți faci așa treaba liniștit, să te ia din spate direct mare câine. Cred că e destul de nașpa. Beast menu, ok, chestia asta am testat-o deja, de pe B pot să văd toate animalele, de asemenea am și skill points-uri pentru treaba asta, foarte frumos și foarte interesant. Beastmaster completed, nice. Avansăm ușor, ușor, foarte miștoacă treaba cu animalele, bă, chiar îmi place. Bun, mai avem 3 persoane în plus, avem în total 23 sau 24 de persoane, de asemenea. Misiuni ceva pe aici mai avem de făcut. Mai avem câteva. Aș putea să mă duc să deblochez astea două locații și după să mă duc să facem Winja eventul ăsta din partea de sus. Fast travel-urile de asemenea. Cred că asta ne-am mai spus odată. Da, cu climuitul bonfire-ul care se transformă în fast travel. Dar din păcate n-am unde să-mi dau fast travel aici. Trebuie să o iau așa pe jos, că e sănătos. Mi-ar fi plăcut să pot oarecum să mă duc mai repede, adică nu știu, să pot eventual să zbor sau să am o posibilitate să mă transport de la un loc la altul mai rapid. Și unde e Azorica? Aia e cu noi. Bun, acum nu mai vreau să mă duc fără ele, ești nebun, gata, m-am haladit. Uite-i pe ăștia. Hello, Azorica, e el. Easy pentru Azorica, bă, băiatule, îl salvăm și pe ăsta. Am mai făcut un quest din greșeal, nici nu vreau să-l fac și mai era ăsta pe jos, vreau să văd rapid ce item avea dacă am nevoie de ceva. Am primit ceva de la el și ne atacă. Cred că acum o să fim safe și la animale. Dacă o să vină ăștia după noi, îl punem pe Azorica pe ei imediat. Ia uite cum fug toți. Asta pot să iau cumva? Nu cred că pot să iau. Bun, hai să ne continuăm noi drumul și să mergem să vedem ce găsim la locația aia pe care trebuie să o descoperim. Și de asemenea o să mai avem încă una și după o să mergem la o misiune, cred eu, secundară. N-am fost foarte atent. Ok, ok. Unde e locația? Locația e aici jos cumva? Hai că n-aș vrea să-mi iau damage. Aia e înăuntru. Bun, păi și eu cum pot să intru înăuntru? Trebuie să dau foc la chestia asta? Ia să văd. Am la 14 pași distanță o locație de descoperit aici, care îmi stă mie pe creier. Ah, nu, am luat foc, nu-i bine. Ok, și cum ar trebui să intru înăuntru? Clar nu știu cum descoper aici locația. Bă, că astea nu se sparg. Ok, ok, aparent nu putem să o descoperim pe asta, dar putem să o luăm pe următoarea din partea asta. De asemenea o să mai avem aici câteva chestii și ne ducem să ne extindem și noi harta, să mai claimuim bonfire-uri din astea. Cred eu că ar fi tare. Mi-arată că e cumva în sus, mamă, la 300 de pași distanță. Wow, e ceva de mers. Tocmai despre asta ziceam, mi-ar fi plăcut cumva oarecum să am un mijloc de transport care să fie un pic mai rapid. Nu știu, să pot să călăresc un animal. Deși asta cred că o să se întâmple pe viitor din ce am văzut eu despre joc. Azorica!
A, uite-l pe meu, Azori, că n-are un stres. Bă, tu te iei de câinele meu. El se lua de Azorică, bă, băiatule, bă. Hai să-l hrănim și noi, că văd că, bă, că stă foarte prost cu bara de viață și încarc una întreagă. Da, aparent cu o carne încarc viața întreagă, deci nu trebuie să-mi fac neapărat probleme. Și cred că, gen carnea, cred că o luăm de la orice animal. Nu cred că trebuie neapărat un animal special pentru carne. Au, tipul, ăsta e al nostru, bă. Stai că era să trag în al nostru. Azorică, bă, că se bate cu el. Nu! Nu, 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 dai, 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 dai. Deci, la ăsta, sper că nu vine ursul după noi. Na, 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 wow, la fix, mamă, dacă intra ăsta noi, bă, frate, wow, cum era. Amă, din păcate au murit doi de-ai noștri. Da, ce să fac, frate? Bine că am scăpat eu cu viață. N-am avut cum să-i ajut, aparent ursul e net superior, adică tuși. Ursul e net superior, nu prea am ce să-i fac în momentul de față. Am iteme mult prea slabe pentru urs. Dar văd aici în față un event la 60 de pași care e destul de aproape. Și dacă tot ăsta aici, mai mulțim și noi niște... Mai mulțim și noi populația, calmează-te și lasă-l în pace pe prietenul meu. Hai pe el, Azorică. Ești bine, brodere? Mai luăm și cât un ninja event din ăsta, că nu cred că strică să avem... Să înmulțim populația, practic. Că mai avem și noi nevoie de ei uneori. Ne mai salvează, ne mai ajută și ei, mai trag și ei, mai tanchează ei damage. Nu știu cum urc eu muntele ăsta acum, asta e întrebarea mea. Și avem 25 de persoane în... Să tuc pe aici? Nu cred că pot să urc. Cred că trebuie să mă duc cumva în față ca să urc muntele ăsta. Și merge ăsta foarte, foarte greu, asta e dezamăgirea mea. Mergem spre misiune să mărim și noi muntele. Nu știu dacă am mai zis sau nu, dar... Un fun fact al jocului ar fi că, pe lângă faptul că la joc au lucrat și români, în momentul în care mărești suficient de mult harta, harta la final o să aibă forma hărții României, oarecum, mai mult sau mai puțin. Super foarte interesant și am zis că vă zic și vouă fun fact-ul ăsta. Pot să urc pe aici? Nu pot să urc pe aici, băgam, ia și... Pe unde o să urcăm noi? Asta e întrebarea mea acum. Nici pe aici nu pot să urc. Mă, trebuie să urcolesc tot muntele și ăsta nu-i de-al nostru. Ce cauți aici, șefule? Azorică, după el. Dă-i, tată. Mamă, care dai? Stai cu minte și tu că îl pun pe Azorică imediat pe tine. Prin zona asta roșiatică mi-e așa destul de greu să-i văd pe ăștia, pentru că și au un skin așa mai... De seamănă foarte mult cu muntele și dacă stau lângă munte e destul de dificil să-i vezi. Eu nu știu... Oh, holy fuck, ce e aici? Munți cu zăpadă? Eu nu știu cum ajung acum pe munte. Deci hai să vedem în ce loc ne situăm noi. Noi trebuie să mergem în partea din față, dar nu știu cum pot să ajung acolo. N-am nici cea mai mică idee. O, uite-i pe ăștia. Stați, bă, liniștiți, nu vă panicați, că vă dau câte un glonț la fie... Mă rog, câte un glonț, câte o săgeată la fiecare în cap. Ajută și Aurică, când e Aurică cu mine. Ia, bă, încu' Aurică. Wow, 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 wow. Nu cred că ar fi bine să-l supărăm pe ăsta, sincer. Dar pe unde să mă duc eu să nu-l supăr? Dacă o iau pe aici, mă vede? N-aș vrea să pun ursul pe mine. Pentru că ați văzut și voi cât de greu să omoară un urs. Da, n-avem treaba lui, sper să n-aibă nici el treaba noastră. Nu, no, Aurică, lasă-l bă în pace. Cred că o să cam moară Aurică. În partea aia. Wow, 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 wow. Avem location discover aici. Ok, am descoperit și asta și s-a făcut noapte. Asta e singura chestie mai nașpa, să-i zic așa. O să trebuiască să vedem dacă putem să dormim. Putem să dormim oare la orice fast travel din ăsta?
Poți să dormi inclusiv la ăsta? Hai să ne dăm un fast travel aici, să vedem dacă putem să dormim, că nu-mi place să jucăm așa pe noapte. Poți să dorm? Da, poți să dorm. Doamne ajută, îți mulțumesc. Până mâine dimineață, te rog. Bineînțeles că până mâine dimineață. Și trebuie să vedem cum se treaba cu Aurica, că el s-a cam bătut cu ursul acolo și n-am putut să-l salvăm. Sper că pot să-i dau revive din meniul ăsta de bestie, așa zicea. Și îi lăsăm numele Aurica până să alegeți voi un nume potrivit pentru el. Ok. Ia să văd, pot să-l iau pe Aurica. Da, bă, pot să-i dau revive. Mamă, chestia asta e tare, dacă mă întreb pe mine. De asemenea, am ceva de colectat de pe aici, niște grăsime de animale, poate niște chestii să ne facem și noi săgezi, niște floricele. Așa, cu floricelele astea nu știu încă ce fac. Cred că o să fie cumva poțiuni pe viitor. Și nu știu de ce tot deschid meniul ăla și nu cel care trebuie. Văd că avem și aici un... trebuie să-i escortăm Winja. Ok, și pe aici avem bonfire-uri la care trebuie să ne băgăm. Dar avem un event care e super aproape de noi. Așa că, Aurica, pregătește-te. Vreau să folosim și câinele dacă tot îl avem, știi ce zic? Aurica, pe ei, brodere. Până ajunge Aurica, îi căpăcesc eu, ești nebun. Mai e ăsta după copac? Nu, cred că mai e. Hai să-l dezlegăm pe al nostru. Ești bine, șerif? Ai pățit ceva? Ți-au făcut ăștia ceva? Liniștește-te puțin, că am venit să te salvez. Auleu! Care-s voi aici? Bă, îl atacă pe al nostru, bă, băia! Nu știu unde a fost Aurica. L-a atacat ăsta pe al nostru, Aurica are o săgeată în gură, nu mă întrebați de ce. Ok, bun, hai să ne continuăm noi misiunea și să facem și ceva chestii productive. De asemenea, o să iau toate crăcile astea de lemn pe care le găsesc pe drumul meu, pentru că am nevoie de așa ceva pentru săgeți. Ai încă, Aurica, sper că te ții după mine. Păi ce facem aici? Pe aici pot să urc? Oarecum pot să urc pe aici, a? Mai am 120 de pași de mers. Destul de multicel. Noroc cu fast travel-urile astea, numai că trebuie să mai claimuim niște bonfire-uri, să avem fast travel... Oh, 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 oh. Să avem niște... Băi, Aurica! Vino, bă, băiatule, încoa! Nu bufnița. Pe aici n-am cum să mă duc. Decât trebuie să ajung în zona lui ăștia. Sper să nu mă atace astea. Asta ar fi singura chestie. Pentru că și ăștia au la viață. Acum ce nu știu eu e dacă poate Aurica să treacă în partea asta la altă singur. O să vii pe aici cumva? Uci, aparent nu nuată. Nuați? Hai bă, Aurica! Păi și acum eu ce fac? Cum? Ciudată treabă. Ok, ninja escort. Iar trebuie să-i exportăm pe ăștia până la destinație, de asemenea să-i protejăm, bineînțeles, foarte easy pentru noi. Ninja are nevoie de tine, Winja. Winja are nevoie de tine. Trebuie să-i oprim pe Udami ăștia. Bă, nenorociți Udami. Ce-i drept acum? Nu știu, vine cățelul după mine, sper să vină, chiar dacă era de... Nu știu cum a reușit să treacă... Apa. Ăsta e al nostru. Ăsta e tot al nostru. Pe ăștia trebuie să-i escortăm. Cred că pe ăștia trebuie să-i escortăm. Liniștiți-vă puțin, băieți, că am venit să vă... Mamă, ce fac ăștia aici, mâncați și... Rituale? Cu care trebuie să vorbesc? Ok, hai să mergem, băieți. E și Aurica cu noi, n-aveți pic de stres. Sunteți ca și cum ați fi singuri. Urâtă limba, adevărat. Uite-i pe ăștia. Aurica, ei! Hai să nu trag în al meu. Are stres Aurica. Uite-l ce treabă face. Un stres n-are.
Hai băieții, am partea asta, mergem bine. Hai, Sesos vine, da? Am patru în grijă, trebuie să ajung cu toți patru de preferat. Asta merge cam tare, ea rămân cam în urmă, nu știu ce se întâmplă, sper să nu pățească ceva. De asemenea, cred că o să avem... Ia uite-i pe ăștia. Hai, Azorică, pe ei, tată! Nu! Ce m-a lovit? Oh, iar ne batem cu ursul! L-am dovedit, vă, de data asta ești nebun. Mamă, și mai unul în spate, Azorică! Mersi, Azorică. Am pierdut doi dintre ăștia. N-aveam ce să le fac, efectiv. Eu mă luptam cu udamii ăștia și a venit ursul. Că Azorică a luat un pic somn. Era somn la băiat. Dar important e să ajungem cu ăștia doi. Hai, sunteți bine, brotherii? Frățiorii voștri au cam... Ia uite-l pe ăsta cu săgeata în picior. Frățiorii voștri au cam pățit-o un pic și cred că iar vine ăștia pe noi și trebuie să ne pregătim oarecum. Hai, Azorică! Nice. Cred că fac eu mai multă treabă decât ei. Mamă, mai unul! La liniștit, Azorică, bă băiatule! Bravo, tată! Frumos din partea ta! Hai, băieții, că n-am toată ziua pentru voi. Vă mișcați și voi un pic sau? Hai! Mișcare, mișcare, mișcare. O, mai bine și doi decât nimic, știi? Adică mi-ar fi plăcut să ajung cu toți patru cei drept, dar se mai întâmplă să-ți mai scape așa. Corpătii! În ce parte luăm? Ideea e că nici nu știu unde trebuie să-i duc, știi? Îi duc așa la... Au tipul ăștia. Hai, Azorică! Hai să facem treabă, băiatul. Vreau să le dau un cap pentru că nu am foarte multe săgeți. Wow, cât sunt aici, bă! Doamne, cât sunt aici! Doamne, ăsta-i dă la regele lor sau nu știu ce era asta, dar era ceva foarte, foarte mare. Și am mai descoperit o locație. Mamă, aici vezi că chiar erau mulți. L-au omorât pe Aurică, pe Azorică, nici eu nu știu cum îi zic. Aurică, Azorică, sunt foarte asemănătoare numele. Din prima aici, nebun, i-a dat o bucată. Mamă, și ăștia ai noștri. Noroc că ne ajutau și ai noștri cumva de sus, să zic așa. Și a fost destul de ok. Bun. Am făcut și treaba asta, eventul este complet, ce mai trebuie să facem noi? Aș vrea să mai luăm un bonfire din asta dacă mă întreb pe mine și uite, bonfire-ul ăsta aparent este easy de luat. Hai să mergem la el prima dată ca să, în felul ăsta să avem mai multe fast travel-uri și după o să fim pe lângă și mai avem și niște misiuni secundare, le facem și pe acelea, dar în special mă interesează partea de fast travel-uri. Să ne putem teleporta foarte ușor dintr-o parte în alta a hărții. Ar fi genial pentru noi în momentul de față. Pentru că o să fie și misiuni în care o să eșuăm. O să dăm de tot felul de inamici. Dacă băi urâtule de aici că-l pun pe Azorică pe tine. A, uite-l pe ăsta. O, tu te-ai luat de Azorică. Tu te-ai luat de Azorică. Acum unde fugi? Ești șmecher, ha? Toți te-ai șmecher de când există fuga. Azorică-i... Ia uite-l, l-a răpus Azorică, îi haladește imediat Azorică, bravo bă băiatule bă. 121 de pași până la următorul post pe care o să trebuiască să luăm și o să fie destul de important că e cu bonfire. Opa, ăștia sunt căprioare, ok, n-avem treaba lor. Acum nu știu cum urc eu aici sus, asta e întrebarea mea. Cred că nu pot pe aici. Cred că mai degrabă o iau pe drumul ăsta cumva, dar sper să mă ducă sus. Văd aici drumul pe minima. Bă, și ăsta deja văd că aleargă greu. Ok. Ia, pot pe drumul ăsta? Te rog, spune-mi că pot. Azorică, ești cu mine? Hai, tată! Ce faci, mă lași amanet?
Îmi plac câinii că ei practic nu te trădează niciodată, deci e super tare treaba. Luăm un pic bufnița, dar îmi vine să zic vultur, nu mă întrebați de ce. Să vedem un pic cum e zona pe aici chiar. Ok, deci avem pe ăștia în partea asta, cât sunt? 1, 2, doar 2? Putem să-i vedem? 1, 2, doar 2 sunt? A, păi, ba nu, sunt 3. Mamă, ăsta are cord din aia și pot să... Ok, o să fie destul de nașpa treaba. Ăștia care au corn o să poată chema ajutoare dacă n-avem grijă. Deci ar trebui să-l omorâm cumva prima dată pe ăsta cu cornul. Hai să văd dacă reușesc eu. Sper să nu dau în bară. S-a dus. Bun, măcar să nu cheme ajutoare. Elo și tu. Headshot și la asta. Deci aparent a funcționat treaba. L-am omorât prima dată pe ăla cu... Are un fel de corn din ăla și dacă suflă în corn o să vină foarte mult din ăștia să-i ajute. Și na, pe noi nu ne interesează tocmai asta. Adică cât îți mai puțin, cu atât e mai bine. Hai să claimuim bonfire-ul ăsta, să-l facem al nostru. Easy misiune, bă băiatule. Păi da, sigur că da. Nu mai știu câte avem deja. 3 din 16. Ok, avansăm ușor, ușor. Practic în bonfire-urile astea o să vină populația noastră Winja și noi o să avem aici acces la teleport mereu, gen fast travel, pentru că na, noi i-am ajutat să... În schimb, nu știu de unde fac eu rost de grappler-ul ăsta, ca să mă pot, da, mamă, ce m-am speriat de Azorica. Am mai făcut un skill point, în schimb, nu știu pe ce să pun skill point-urile astea momentan. Pot să fur ceva de pe aici și ia? Cred că pot să fur. Ce mai mi-ar trebui mie? Nu cred că îmi trebuie nimic aici, ne, bun. Animal fi de asta grăsimea? Pă bune? Știu că cu asta aveam oarecum probleme. Dar suntem Gucci. Bun, hai să vedem acum pe minimapă. Deja e altceva. Ni s-a mai deblocat un pic harta. Mai avem câteva... Uite, astea deja sunt medium. Asta deja e hard. O să avem probleme. O să fie din ce în ce mai grele misiunile. Și o să trebuiască să ne upgradăm și noi chestiile, dar putem să facem treaba asta. Trebuie să explorăm. Ok, ok, ok. Hai să mergem aici, că pare destul de aproape. Le luăm așa în ordine, ca să nu ne ducem foarte, foarte mult. 138 de pași. Nu, sunt chiar așa mult. Bine, nici puțin ce-i drept și nu cred că pe aici. Văd pe unde pot coborâ. E nașpa cu munții ăștia. N-am nici hook-ul ăla sau cum îi zice, grappler-ul. Nu știu cum îi zice la... Ăla, n-am reținut. Cu ăla puteai oarecum să te arunci. Cu cine te bați, băi, Azorica? Te-a supărat jaguarul ăsta? Dă-i un pic. Da, lasă-l în pace că e și el mic. O, ce al naibii jaguarul ăla. Uite, vezi, aici ne puteam da cu grapplerul la vale, dar... Mai așa ușor. Bă, ce-i trebuie, bă, la jaguarul ăsta? Că nu înțeleg. Vreau să-l pun pe Azorica, pe el direct. N-a mai fost nevoie. Tu ești bine, tată? Ia să te văd. Ești cu viața full, nu? Bravo, băiatule. Îmi place că uneori, și fără să-l pun eu pe Azorica, se duce el pe oameni. Uite, de fiecare dată după ce îi bate, urlă un pic. L-am salvat și pe brother ăsta. Nu știu ce seamănă toți între ei. Ia-și tu aici un pic și fă-ți viața. Tu și... Bam! Fac scheme cu el, mă duc și la cir, fac bani. Bun, ok. Treaba e ok. Hai să văd eu cum cobor. Pe aici pot să cobor, cred. Da, pe aici cobor lejer. Să mă duc. Avem populație 32 de oameni în momentul de față. Ceea ce e super bine. Chiar dacă au murit acolo câțiva la început, la escorta noastră, totuși suntem bine. Am început cu 20 și deci am făcut vreo 10 oameni numai astăzi. Ceea ce e genial. Și aici? Ce trebuie să fac? Trebuie să vorbesc cu ăsta. Ia zi, șefule. Care-i treaba? Trebuie să-i oprim pe ăia. Ok, ok. Asta a fost tot.
Bun, și acum ce trebuie să fac mai exact? Sau mi-a descoperit altă chestie pe mapă? Mamă, câte avem? Da. Ok, ideea e că aș vrea să iau și semnele astea de întrebare. Cel mai aproape ar fi să ne dăm de pe aici și să-l facem pe ăsta din spate. Hai să ne dăm aici, dacă tot avem fast travel-ul, să profităm la maxim de ele. Și le luăm așa... What? Mamă, dispăruse asta. Le luăm așa în ordine, să zic. Câți pași avem până aici? 130, acceptabil. Ce peste 150-200 mi se pare deja mult. Și o să fac tot posibil să găsesc o oarecare cale, nu știu, un fast travel, ceva până acolo, ca să nu stau să mă plimb de nebun și de turbat. Pe viitor v-am spus că nu o să avem posibilitatea să călărim animale, o să fie mult mai OP, dar o să trebuiască să mai trecem prin joc un pic ca să ajungem la asemenea performanțe. Wow. Dai, mă sperase, am crezut că e viu ăsta. Ok, beast kill. Ok, trebuie să omorâm, ok. Mamă, cred că ne cocoșează ăsta dacă mă întreb pe mine, dar îl am pazorică și nu mi-e frică de absolut nimic. Trebuie să mergem în, avem aparent o aree din asta, numai o zonă în care putem să-l găsim și să-l omorâm. Nu știu exact dacă e vorba despre... A, nu-i vorba despre ăștia mici. Ok, deci e easy win. Aurică, pe el. Ce ai, bă, băiatule, da, aurică un capac. Nu știu cum îi zicem până la urmă. Aurică, azorică, nu mă întreba. Ia, uite-l. I-am dat și eu capac la ăsta. Unde să ăștia, bă? Și ocupă azorică al meu de el. Ia, Dicolea, bro. Care mai is? Trebuie să-i căutăm în toată zona asta portocalie. 7 am omorât. Mai trebuie să omorăm. 11 avem de omorât în total. Pe undeva ascundeți, băi, urâților. Nu-i supor pe ăștia mici. Nu știu, putem să-i îmblânzim și noi aparent. Dar nu știu, chiar nu știu dacă se merită să fac asta. Ia uite-l. Aurică, du-te, bă, băiatule, pe ei. Ăsta sunt foarte useless, așa, adică îi îmblânzești ca să ce? Viața au puțină, damage nu dau, ești nebun. Din aia care îl... Câini care latră și nu mușcă, știi vorba aia. Ok, ăsta e al nostru, cred, da, e al nostru. Și mai trebuie să găsim doi. Unde să ia doi? Asta e întrebarea mea. Ideea e că ăștia fug foarte repede. Și... O să-mi fie destul de greu de omorât. Mai am de omorât unul, aparent. Ia uite-l. Hai. Dacă nu-l nimerești din prima, trebuie neapărat să pui câinele pe el, pentru că eu n-am atâta viteză. Gata, misiune cu succes. Bine, bă, băiatule, bă. Credeam că trebuie să omorăm ciucașul ăla mare, că atunci era un pic mai problematică treaba, pentru că ăla ne cam dă. Ați văzut și voi ce bătălie am dus la început cu el. Pe aici pot să iau și eu ceva. Ok, am luat chestia asta, nu știu ce e chestia asta. Înăuntru am de luat ceva. Nu mai pot să iau că am totul pe full. Bun, suntem bine momentan. Suntem foarte bine dacă mă întreb pe mine. Aș mai vrea să iau niște outposturi din astea. Uite, ăsta este easy. Și aș putea să-mi dau un TP aici cu fast travel-uri și luăm și outpostul ăla. Să claimuim cât mai multe bonfire-uri. Aparent ne facem și multe alte puncte de teleport. Și avem și un Ninja Event pe lângă. Facem aici săgeți cu nemiluita. Unde-i Winja Event-ul? Hai să mergem la Winja Event. Mai salvăm și noi niște Winja. Hai. Fă-ți treaba. Fă-ți treaba, Bobby. Oi. No! Bă, cât sunt, bă! Uai. Mamă, cât de mulți erau, bă, erau doi tigri din ăștia și ăștia au și foarte multă viață. Singurul meu noroc e faptul că ei fug oarecum de foc. Hai, lasă-l, vino încoa, lasă-l, băiete. O mai avem treaba lui. Dă-i pace. Hai să-ți dau și niște cărniță că ai... Bă, sta bine după el. A, păi dacă vii după el, hai că-ți dăm. Bravo, bradere.
Asta e cave din ăla. Destul de rar de găsit ăsta și destul de bun, are multă viață și... Uite. Bă, își face viață singur? Bă, ești nebun? Oh, cât de tare chestia asta, dacă lași, el mănâncă alte animale și își face viața singur. Wow, pe asta chiar n-am știut-o. Mi se pare genială. La fel, n-avem grappler să ne putem da la vale, dar putem improviza. Da, nu e foarte greu să fac asta. Bun, am luat pe aici și mă duc la următorul bonfire din ăsta. Să vedem dacă putem să-l claimuim ușor. Teoretic ar trebui să putem să-l claimuim ușor, deoarece ne spune că e easy. Dar niciodată n-a, nu se știe. Nu știu dacă trebuie să o iau neapărat pe sus, cumva pe munte, sau trebuie să cobor. Aici e oare zona? Ia să vedem dacă e aici zona sau nu. Folosim și noi toate avantajele pe care le avem, nu? Hai să mă las mai jos o leacă. Ok. Avem... Oh. Nu văd decât 1, 2, 3 avem. Nu știu dacă ăștia au corn și pot să cheme ajutoare, dar sunt 3 de omorât. Bun, bine de știut. Vine și noaptea și nu-mi place tocmai treaba asta. Sper să nu-mi iau prea mult damage pe aici. Hai că am putut să cobor. Am făcut o românească, practic. Dacă am putea să luăm noi outpostul ăsta... Ar fi foarte... Asta ne-ai mai zis odată, cred. Ar fi foarte tare, cred că putem să dormim aici. Bun. Uite-l pe ăsta, n-are o treabă. Eu o trag în a lui, îi dau cap, el n-are o treabă. Ăsta la... Wow, pe ăsta la... L-am ratat un. What? Ăsta n-avea o treabă, bătea în lemn aici. Wow, sunt mai mulți. Bă, cât de mulți sunt aici. Ai, era în poartă ăsta urâtul. Hello. Deci erau mai mulți, aparent și mai e unul în partea asta de sus. E, Favo Barosane. Vrea să arunce cu Elicia după noi. Deci aparent outposturile nu sunt același lucru cu bonfire-urile. Bun. Ok, am înțeles. Dar oare îmi sunt fast travel-uri și astea? Bănuiesc că da. E oarecum mai greu să le iei pe astea. Dar, mamă, 40 de oameni aproape, 37. Pot să dorm aici pe undeva? Spune-mi că pot să dorm. Știu cum se intră pe aici. Pe unde aveți intrare? Nu pot să intru înăuntru? Pot să... Oh, am găsit o piele de capră. Nu știu dacă pot să dorm aici. Tu ești bine, tătic? Ești... Mamă, stai al meu, vreau să-i dau o săgeată în cap direct. Mamă, se mută ăștia, se amplasează ai mei. Gata, i-am dat pe aia afară. Hâs, Johnule, au venit ai mei. Bine, băieți. Să vă simți și voi bine. Nu știu dacă, repet, dacă pot să dorm pe aici. Nu văd niciun loc din ăla de... Oare aici? Cumva? Aparent nu văd și nici nu stau să caut. Poate am trecut pe lângă și... Nu mi-am dat eu seama, văd că aparent e la fel, ai fast travel aici, numai că nu văd eu zonă de dormit, medium, mama, astea deja sunt medium, easy, uite, am putea să o mai luăm pe asta eventual, am putea să ne ducem să luăm și zonele astea cu semnul întrebării care îmi stau mie pe creier, deci... Hai să mergem în partea asta să ne dăm un fast travel, prima dată să dormim și după să vedem, trebuie să... Ne jucăm un pic, să putem face și upgrade la iteme, dar cred că treaba asta o să o fac eu pe un live. Uite aici pot să dorm, vezi? Partea cealaltă, ori n-am văzut eu că pot să dorm, ori chiar nu puteam să dorm la outpostul ăla. Deci mi se pare ciudat dacă e outpost, nu pot să dorm în el. Dar, da, asta este. N-am fost atent ce am dat, sper că am dat să dorm până dimineață, nu până mâine seara.
Am apăsat fără să citesc. Da, aparent e bine cum am dat. E super ok. Azorica. Ai putea să te dai un pic din ușă, gen? Mulțumesc, mersi. Bă, gen, ai putea să te dai un pic? Să te duci acolo, mersi. Bun, hai să vedem ce avem cel mai apropiat noi prin zona aceasta. Nu știu ce-s campfire-urile astea și dacă trebuie să ajungem neapărat la ele. Asta nu știu ce, astea-s medium chestiile astea. Nu știu dacă să mă bag să facem chestii de-astea medium. Hai să vedem cât de grea poate să fie o misiune medium. Chiar sunt curios. Ideea e că, ia să vedem cum stăm cu punctele astea. Pot să mai împun eu niște viață? Nu mai pot să împun viață, așa-i? Nu știu ce e chestia asta. Da, trebuie aparent să deblochez skill point-urile oarecum. Mhm. Deși am... Wow, ce am zis că mă duc. Doamne, noroc că era liana din asta. Tu mă pune jos, tăticu, dacă tot mă duci. Mamă, ce faină e liana asta, că e cât tot muntele. Am zis că mă duc direct și că rup tot în mine. Bun, 169 de pași. Mamă, pe aici nu-i liana. Să am grijă. Mă simt cam de forest când cobor așa munții. Azorica, vină încoa că mă simt al nimănui. Mi-e frică pe aici, se aud zgomote. Foarte ciudate. N-aș mai găsi și niște lemne din alea să mai fac, uite, din astea. Dar de încoa. Să mai fac niște săgeți, știi? Aparent dintr-un lemn pot să-mi fac două săgeți. Mai luăm și pe ăsta. De asemenea, avem și location discovered. Trebuie să vorbim cu ăsta, ăsta al nostru, aparent. Ia zi, frățiorul meu. Ok, au stricat. Sunt un vânător puternic. Și să înțeleg eu că după discuția cu ăsta mi-o deblocat alte chestii pe minimapă, bă, da. Într-adevăr, ia uite-le câte sunt pe aici. Un fast travel ceva mai rapid, am să-mi dau și eu până acolo, bă, n-am să-mi dau niciun fast travel, asta urăsc cel mai mult la jocul ăsta. Că trebuie să mă duc 300 de pași ca fraierul, fără să am vreo soluție să-i alerg cumva sau pur și simplu trebuie să iau la picior. Și destul de enervant că durează ceva, știi? Plus de asta, na, dai de tot felul de prădători prin pădure și așa. Asta n-ar fi neapărat o problemă, dar... Urșii ăștia sunt problematici, destul de problematici pentru că... Hey, bă, what? Mamă, m-am mușcat șarpili. Cum îmi revin de... E că nu pot să mă duc la nicio misiune acum că... Am poison-ul de la șarpe. Păi și de asta pot să scap în vreun fel? A, pur și simplu, nu fac nimic și scap. Potolește-te. Asta, bă, e al nostru. L-ataca jaguarul pe al nostru. What? N-am mai înțeles nimic. Încă două persoane în populație. Foarte frumos din partea noastră că ne ajutăm poporul, mă rog, poporul. Ne ajutăm neamul din care ne tragem. Acum nu știu exact cu... Azorica ce s-a întâmplat. Pot să-i dau revive de aici oarecum? Da. Am murit. Îi dăm revive. Îmi place treaba asta că nu trebuie neapărat să... Gen dacă moare nu trebuie să-l îmblânzești iară sau ceva. E foarte tare. Ar fi fost destul de enervat. Mamă, am luat aici lemne pentru toată viața. Bun. Următoarea chestie e fix asta din partea aceasta. Medium și ne ducem ușor în sus spre bonfire-ul ăsta. Care e de asemenea medium. Întrebarea mea e acum cum urc eu pe muntele ăsta. Pot pe cărăruța asta în sus? Sunt grămadă de prădători pe aici. Eu trebuie să ajung în partea aia și nu știu cum mă duc.
E destul de nașpa treaba că tu practic ești în pustietate și cred că dacă era în oraș era mai ușor pentru că aveai oarecum străzi după care să te ghidezi, dar da, nu facem moftul. Mamă, și drumul meu e pe aici, pe sus, dar eu cum ajung acolo sus? A, pe liana asta, ok, sunt prostănac. Deci aparent te duce bine harta dacă o urmărești. Oarecum. Poți să o ocolești destul de ușor munții. Bun, și aici iarăși bănuiesc că am o liană ceva, pentru că drumul meu e în față. Aici? Pot să mă duc pe aici? Nu pot să mă duc pe aici. Nu știu cum... A, îmi trebuie neapărat grapplerul din ăla. Ok, nu putem să o luăm pe aici. Băi, lasă-mi băi cățelul în pace, băi, animalule. Da, deci nu pot să iau aici. Cel mai bine și cel mai bine ne dăm teleport și... facem alte treburi. Wow, cât am deblocat din mapă, eu acum văd. Vezi că stăm destul de bine pe chestia asta. Hai să o luăm în zona asta, să ne dăm un fast travel aici și să vedem ce se întâmplă în, în zona de jos a hărții. Pe aici sunt cam mulți... sunt cam mulți munți, știi? Și mi-e greu acum să-i explorez. Poate mai descoperim ceva prin zonă, ceva fast travel-uri? Nu știu, ar fi interesante. De asemenea, uite, aici putem să facem două, medium, semnul întrebării, coborăm în jos, deblocăm și harta. Cred că e foarte bine pentru absolut toată lumea că am venit prin partea asta. Bun. Aici iară trebuie pe munți, spunem că nu sunt atât de mulți munți. Oare munții ăștia din joc pe care avem noi acum un fel de munții Carpați, dacă tot era fun fact-ul ăla cu... Și pe aici? Pe aici pot să... Da, pot să sar. Slavă cerului că pot să sar. Trebuie să depași până la misiune. Bă, n-ar fi problemă neapărat pașii, cât ar fi problemă să pot să ajung acolo. Adică să nu fie munți și să-mi trebuiască hook-ul ăla neapărat. Mai omorăm și noi animale așa pe drum dacă tot e. Și care vin după noi? Ăștia nu mi-e frică deloc, ei se unii, uite, de gâdile ăștia. Mai e unul, dacă cred că o fugi când l-a văzut pazorică. Bravo, frățiorul. Doamne, cât de mult îmi place câinele ăsta și cât mă bucur că l-am putut lua. Foarte tare. Hai să vedem în partea aceasta. Eu am o treabă de făcut aici. Iarăși trebuie să omorâm prădătorii? Păi n-am mai făcut o dată misiunea asta. Sau e total alta? Bun, trebuie să mergem înapoi în arenă. Dar nu știa că am mai făcut odată asta, oare pot să-ți dea mai multe misiuni? Gen să fie la fel? A, nu, aici trebuie să omorâm alți, uite, trebuie să omorâm porci din ăștia, ok. Hai băiatu, ei. Bun, și trebuie să omorâm mai puțini, automat dacă ăștia sunt mai buni, adică mai, mă rog, mai puternici. Nu mai trebuie să omorâm 11, trebuie să omorâm și noi 7, observ, mamă cât sunt aici. Liniștește-te puțin. Mamă, cât dau cu săge... cât dau cu spirul ăsta, ești nebun. Păi nu se prea merită. Pe el, băiatul. Nu se prea merită spirul. E foarte bun arcul, dar spirul nu știu ce să zic de el. Uite ce lupte crâncene se dau aici. Mie îmi place că totodată facem și misiunea. Mamă, ia... i-a terminat ăsta pe toți, El Terminatore, așa că îi punem nume, bravo băiatul. Meriți aici, cărniță. Tușii, nu știu ce zice Tușii, nu mă întrebați. Ideea e că am făcut și misiunea și putem să luăm și cărnița lui ăștia, ceea ce e super, super tare. De asemenea, asta este easy, aș putea să mă duc eu să mai iau un bonfire, de fapt un outpost, așa de final. Cred că ar fi interesant să facem treaba asta. Bun, hai să luăm și outpostul ăsta. Am mai primit un skill points din ăsta, nu știu ce face. Adică știu ce facem cu el, dar nu știu pe ce punem. Wow, ca să am acces la asta trebuie să-i construiesc casă ei, casă lui și... Wow, ok. Deci ca să-mi deblocheze... Dar nu știu cum fac treaba asta. Bănuiesc că aici
Trebuie să mă duc și să construiesc case, dar probabil o să am nevoie de materiale, așa că rămâne să facem treaba asta pe un live. Cred că ar fi interesant de... Da, înțeleg acum și pare plauzibil. Se merită oare să facem Spirul de level 2? A, vezi că am făcut Spirul de level 2. Nu știu dacă se merită sau nu, dar dacă tot aveam materiale necesare... Ăsta nu e al nostru, așa-i? Tu nu ești al nostru. Place că sunt ăștia destul de prostănaci și nu prea reacționează, adică nu-și dau seama din ce parte tragi. Uite-l pe ăsta. Nu știu ce făcea. Wow, headshot. E foarte OP arcul, cred că dacă o să-l avem la level 2 o să fie mult mai OP de atât. Pur și simplu le dai un hit dacă le nimerești capul. Și avem și două outposturi. Ok, și mi se pare că avem 3 sau 4 bonfire, ceea ce e super tare. Nice, ni se mărește populația, cred, o să vină ai noștri imediat să se instaureze aici, ceea ce o să fie foarte tare. Da, 45 de persoane, mamă, 6 populații în momentul în care mărim outposturile, really. Bun, hai să vedem ce putem să furăm noi de aici. Mă rog, luăm cu împrumut și nu mai dăm niciodată înapoi. Oasele astea că știu că le-am consumat pentru spear. E ciudat că nu pot să... Wow! Asta e bombă din aia? Ok, asta e o bombă din aia cu albine. Și acum întrebarea mea pentru voi e dacă pot să o folosesc sau nu. O să ne uităm. Chestia ciudată e că nu pot să iau ceva gen să le iau pe toate odată și trebuie să stau așa să dau click pe fiecare în parte. Uite câte chestii am luat de pe aici, bă băiatule. Mamă, dacă te avea astea. Ok, foarte interesant. Bun, o să primești și tu așa de final de episod, Bobby, o mâncărică frumoasă și ăștia deja să simt ca la ei acasă, bă băiatule. Ce vreau să văd eu dacă pot să... Nu pot să arunc cu bomba, nu? Nu am deblocată probabil încă. Dar, bun, toate astea cred că o să le facem pe un live. Aș vrea să fac un live în care upgradeăm, să zic așa, și povestea în sine să o facem pe episoade. Cam asta a fost gameplay-ul pentru astăzi. Eu vă mulțumesc din suflet că ați vizionat și sper din suflet că v-a plăcut ceea ce ați văzut. De asemenea, nu uitați, dacă v-a plăcut și vreți în continuare să terminăm joculețul, să mă răsplătiți și voi cu o abonare, cu un like acolo, un clopoțel activat, să rămână frumos, vă zic. Nu mă mai lungesc, vă doresc o zi frumoasă în continuare, spor în tot ceea ce ați face, v-am salutat!